Vrei să înveți cum trebuie să te rogi. Domnul însuși ne-a învățat asta, spunând, Tatăl nostru, poruncim și să nu cerem nimic vremelnic, ci împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Pe lângă asta, părinții au poruncit în primul rând să mulțumim lui Dumnezeu, iar în al doilea rând să ne mărturisim păcatele înaintea lui, iar apoi să cerem iertarea lui și noi prilejuri de mântuire. Așadar, când vrei să te rogi, dă mulțumită Domnului și Stăpânului pentru că te-a adus din neființă într-o ființă, că te-ai izbăvit de toată rătăcirea, chemându-te și învrednicindu-te a fi părtașă cunoașterii despre El, scăpându-te de rătăcirea păgânității și a ereziilor. Cugetarea la aceasta va da sufletului destulă aplecare spre străpungere și spre plâns, din care vin luminarea inimii, desfătarea Duhului, năzuința spre Dumnezeu. Iar când acestea petrec în inimă, e alungat orice patimă. Atunci când vei înălța mulțumită lui Dumnezeu în felul acesta, să te mărturisești înaintea lui, zicând, Tu știi, Stăpâne, cât am greșit înaintea ta și cât greșesc în fiecare ceas, amintindu-ți felurite păcate săvârșite cu știință și cu neștiință. Totuși, fără a înșira, fără alegere, cele al căror amintire poate aduce vătămare sufletului. Din aceasta vei primi harul smeritei cugetări însoțite de străpungerea inimii și de frica dreptei răsplătire a lui Dumnezeu. După aceea, cere, suspină, roagă-L pe Domnul tău să-ți ierte păcatele și să te întărească pe viitor pentru a face placul Lui, zicând, Doamne al meu, Doamne, nu o să te mai mâni, nu o să mai iubesc pe altcineva afară de Tine, cel cu adevărat vrednic de dragoste, iar de te mâni din nou, atunci, căzând la milostivirea Ta, te rog să-mi dai putere ca să pot face placul tău.